Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Netflix a anunțat că lansează un nou serviciu pentru cei care sunt abonați și care urmăresc conținutul pe telefon, pe telefonul mobil, iOS și Android. Este vorba de ceva ce se cheamă Moments, momente. Și ce înseamnă asta? În principiu, poți distribui, poți salva și distribui o scenă dintr-un film pe care îl urmărești. Da, cât de mișto! Serios? Da. Tu de când ești fan să faci distribuție de conținut pe rețelele sociale? Nu, dar mi-a fi plăcut chestia asta și n-am putea niciodată că... Serios? Da, dar nu neapărat să pui pe rețele, cât să-ți trimiți ție, de exemplu, bă, ți-amintești faza asta aia și trebuie. Stăteai, căutai, ciupări, mamă, nu găsești, dă-i acolo de la minutul cu tare, așa poți să dai buf direct, foarte mișto. Genial, mi se pare. Uite că nu m-am așteptat la reacția asta. Da, și ții tu apăsat și ne distrezi de unde vrei până nu unde vrei? Nu știu cum funcționează, pentru că, în principiu, adică anunțul este că s-a lansat la nivel global. Global, mai puțin, pe telefonul meu nu apare. Și mai întâi este global pe Apple, deci pe iOS, și urmează și pe Android. Vezi că e un sistem închis și e mai simplu de controlat și de aceea majoritatea acestor aplicații noi se lansează mai întâi pentru iOS. Urmează și pe Android. Deci, în principiu, în partea de jos a ecranului trebuie să apară un buton pe care să apeși și să-ți apară Moments și scena se salvează automat în tabul tău My Netflix. Așa e descrierea. Da, n-am. Da, nici noi n-am. Deci noi în România nu suntem global. Noi suntem ceva mai acana, cum ar veni. Deci s-o fi lansat global în America. Ei, dacă lansează în America, consideră că este global. Practic. Dar o să poate mișto. Urmează, nu? Când o să vină. Da. Și te uiți pe telefonul respectiv, la scena pe care ai salvat-o și poți să partajezi. Pe Insta, pe Facebook, pe Snapchat. Mi se pare interesant că Netflix a găsit astfel o cale de a rezolva problemele cu drepturile de autor. Că de obicei, dacă încerci să pui ceva luat de pe Netflix și nu numai, și de pe HBO, mai de pe orice bucată. Muzică, de orice. Da, dacă pui pe rețele, pe Facebook, pe YouTube, se activează boții care îți tai automat sunetul sau scot clipul cu totul pentru că ai încălcat drepturile de autor. Jos boții! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!